Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea adevăruri dure despre persoana voastră. Vom face această etalare pe variante, deși inițial, sincer, nu voiam să fac așa și voi alege prima variantă, așa, a doua variantă care va fi și a treia variantă va fi aceasta. Știu că sunt cărți la fel, însă am să vă rog să alegeți voi ce carte vă atrage cel mai mult. Varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Eu voi începe cu varianta 1 să vedem cine este persoana voastră de fapt. Dacă mesajele de aici vor rezona cu voi, aveți posibilitatea, dacă doriți, să achiziționați o etalare personală unde vom stabili exact în ce situații vă aflați, ce se întâmplă, ce urmează, la ce trebuie să fiți precauți, oferă etalări de carieră, de iubire și pentru următoarele luni cu scop previzional, da? Bun. Revenind la ale noastre, voi pune varianta 2 aici, ca să-mi fie mai ușor, și vom vedea pentru prima variantă ce carte avem. Ei bine, persoana voastră este reprezentată de cartea delfinului. Avem de-a face cu o persoană destul de inteligentă și destul de prietenoasă. Această persoană pare să fie destul de populară și de vocală în momentul în care intră într-o încăpere. Este o persoană care se face remarcată, este o persoană care este destul de carismatică și reușește să facă întotdeauna gesturile potrivite în momentul potrivit. Este o persoană care știe atunci când să se implice, când să acționeze, cum să reacționeze astfel încât să câștige inimile persoanelor din jur. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană poate să fie foarte atentă înspre detalii. Vedeți cum acest delfin practic are ca un fel de, hai să zicem, lumină care iese din ochiul acesta. Ideea este că de foarte multe ori această persoană, deși sociabilă, deși cunoscută, poate avea tendința efectiv de a dispărea și nimeni să nu mai dea de această persoană în momentul în care această persoană nu își mai dorește acest lucru. Este o persoană care, da, în momentul în care merge undeva, toată lumea o cunoaște, toată lumea știe că e o persoană de treabă și așa mai departe, dar are și momente în care efectiv nimeni nu mai știe ce se întâmplă cu această persoană și dacă este ok, dacă nu este ok, dacă are nevoie de ceva. Este o persoană care poate să fie și foarte sociabilă, dar poate să fie și efectiv, nu știu, ascunsă foarte, foarte bine. Hai să vedem câteva trăsături ale persoanei voastre. Ok. Și avem copil magic și avem vezi potențialul pentru frumusețe sacră în tot ceea ce este, credința că totul este posibil. Deci este o persoană destul de optimistă, este o persoană destul de deschisă spre posibilități și de asemenea este o persoană cu un spirit artistic destul de puternic, chiar dacă nu toți o să știți asta despre această persoană, pentru că nu pentru toată lumea de aici această persoană are neapărat o preocupare artistică, dar acest simț își face simțită prezența. Această persoană poate să fie destul de spirituală, chiar dacă nu întotdeauna acest lucru iese la suprafață, doar că este ceva mai specific. Poate să fie o religie specifică sau un cult specific sau ceva de această natură care, cumva, această persoană nu este în evidență cu asta, dar este o persoană practicantă, este o persoană destul de credincioasă în ceea ce crede și nu are de gând să renunțe la lucrurile în care crede pentru nimic în lume. Poate să fie o formă de practici foarte specifice ce țin de religia acestei persoane. Nu știu, cred că această persoană are abilitatea de a face ritualuri, chiar dacă pentru mulți dintre voi poate părea că nu ar trebui să aibă cum sau nu este interesată această persoană de ezoteric, dar sincer aș simți mai degrabă că este. Și de asemenea, aceasta poate să mai aibă rolul de a-i libera pe ceilalți de impulsurile lor destructive. Aici puteți avea de-a face cu o persoană care este vindecătoare. Aici unii dintre voi puteți aveți de-a face cu o persoană care poate citi tarot, poate face ritualuri, poate ajuta la vindecare, poate face regresie, multe lucruri de această natură. Este o persoană destul de preocupată de spiritual, dar nu pentru toată lumea este o persoană care iese în față cu această spiritualitate. Pare că, efectiv, deși această persoană, nu știu, poate să fie, habar n-am, 2 secunde. nu știu, este ca un far, ghidează pe toată lumea din spațiul în care este, efectiv așa văd această persoană. Are un spirit de lider foarte puternic și nu cred că este dat neapărat de carieră sau nu este ceva învățat, este pur și simplu ceva nativ, doar că s-ar putea ca uneori această persoană să nu realizeze acest lucru în el. Are un copil interior, această persoană destul de activ, exact, ghidează pe toată lumea, ajută pe toată lumea, salvează pe toată lumea și vindecă pe toată lumea. De asta avem arhetipul eroului. Este o persoană care întotdeauna vrea să fie acolo pentru ceilalți, vrea să-i salveze pe toți, vrea să aibă grijă de toată lumea, dar de foarte multe ori nu are grijă de propria persoană. Este o persoană care a trecut prin foarte multe situații dificile și atunci nu vrea să-i bată și pe alții că se întâmplă să fie în aceeași situație, dar ceea ce se întâmplă cu această persoană este practic că îi ajută atât de mult pe alții, pentru că în sine această persoană crede că ea nu poate fi ajutată. Este ca și cum această persoană nu crede că merită să fie ajutată, nu crede că poate, nu crede că există speranță. Este ca și cum această persoană, oricât de pozitivă, optimistă și faină este față de alții, este ca și cum această persoană se simte ca și cum este oricum fără speranță, fără ajutor și nu prea vede cum ar putea să își, nu știu, să se salveze pe sine și de foarte multe ori această persoană poate avea tendințe destructive și în momentul în care se declanșează aceste tendințe destructive să fie exact în momentul în care această persoană efectiv nu mai este de găsit de nimeni și este în momentul în care această persoană pur și simplu se izolează complet, nu mai socializează cu nimeni și își schimbă modul de a fi pur și simplu. Dar e o schimbare care se poate întâmpla în chestii de câteva minute. Este o persoană care reușește să-i apere pe ceilalți, dar nu reușește să se apere pe sine. E o persoană care în sine are de a face cu foarte multe dependențe. Nu neapărat dependențe pentru toată lumea în sensul de alcool sau, cum să zic, nu e vorba de alcool sau de substanțe, este vorba mai degrabă de anumite tipare de gândire. Este o persoană care are tendința să-i salveze pe alții, să știe cum îi salvează pe ceilalți, dar să nu știe să se salveze pe sine. Și asta este o chestie care destul de greu va fi descifrată de această persoană, pentru că este ca și cum efectiv nu mai caută, nu mai speră, nu e că nu-și dorește, își dorește, dar nu mai crede că este posibil să se vindece. Bun. Abilități foarte mare de ritualuri și manifestări. Foarte mare abilitate. Foarte, foarte, foarte mare. Bun, mai departe. Sincer, aici cred că această persoană nu cred că a avut, nu cred că e doar acum cu spiritualitatea aici. Sincer, cred că avem de-a face cu o persoană care a fost în viețile anterioare tot în lucru cu spiritualitatea. Nu cred că în toate a fost neapărat, nu știu, de partea binelui. Cred că pur și simplu aceste încarnări au fost mixate, dar această persoană are, nu știu, o cunoștință străveche, dar nu e învățată, nu e studiată, nu e citită. Nu cred că ceea ce face această persoană cu spiritualitatea sa, nu cred că este atât de mult învățat. Cred că este pur și simplu ceea ce vine instinctiv din viețile anterioare. Această persoană își alege toate bătăliile pe care le duce, dar întotdeauna alege bătăliile altora, alege să fie acolo pentru ceilalți, dar nu neapărat este acolo pentru sine. Această persoană are destul de grele momente pentru a reuși să se adune, pentru că nu văd această persoană că reușește să se adune, că reușește să se orienteze, că reușește să se organizeze pentru sine. Este ca și cum tot ceea ce face această persoană și vrea să facă pentru sine nu are succes, are puterea de a face, are abilitatea de a manifesta lucruri, dar în ceea ce ține de voință, în ceea ce ține de a prioritiza eficient anumite lucruri, nu prea văd acest lucru și sincer mă așteptam mai degrabă să-mi iese chestii mai mult în legătură cu relațiile și mi-a ieșit mai degrabă în legătură cu altceva, dar vreau să văd în legătură cu relațiile ce se întâmplă cu această persoană. Această persoană are tendința de a se iluziona, are tendința de a-și pune foarte mari așteptări în legătură cu iubirea. Este o persoană care, încă o dată, nu crede că este posibil să se împlinească ceea ce își dorește în legătură cu iubirea, dar totuși își dorește. Atenție, pentru că dacă voi sunteți în acest moment într-o relație cu această persoană, poate plasa foarte multe așteptări pe voi, dar nu este neapărat dintr-o tendință negativă, ci pur și simplu din faptul că această persoană este ca și cum, fiind acolo tot timpul pentru toată lumea, încercând să ajute pe toată lumea, vrea să se simtă la rândul ei ajutată, vrea să se simtă la rândul ei iubită, vrea să se simtă la rândul ei că efectiv cuiva îi pasă și cumva toată energia pe care această persoană o oferă altor persoane este ca și cum o așteaptă din partea voastră și nu știu dacă toți puteți face față cu energia asta, pentru că este o persoană care are foarte multă energie dar nu cred că se manifestă atât de mult la nivel fizic, pentru că la nivel fizic, sincer, îmi pare că această persoană ar fi mai întotdeauna obosită din cauza gândurilor, din cauza modului în care percepe realitatea, din cauza faptului cum manifestă lucruri împotriva sa, dar în schimb, când este vorba de a ajuta pe cineva, întotdeauna găsește nu știu, resurse cumva. Chiar și dacă nu mai poate, tot mai poate. Este o persoană care, nu știu, mie îmi pare destul de norocoasă cu steaua și roata norocului. Este o persoană care poate face chestiile imposibile să devină realitate, dar este foarte axată pe ceva care, nu știu, este ca și cum vede tot ceea ce se poate face frumos pentru alții, dar nu vede pentru sine și pe sine de foarte multe ori se abandonează. Este o persoană care poate avea ambiții foarte mari, dorințe foarte mari, dar nu reușește să se mențină de ele și de aceea voi puteți percepe această persoană ca efectiv tot timpul distrându-se sau nu nefăcând nimic sau nu e foarte organizată sau că nu are grijă de sine, dar este pentru că pur și simplu această persoană momentan nu este vindecată, nu reușește să se vindece, nu reușește să realizeze că poate să se vindece. Este o persoană care poate să se vindece de una singură, nu este neapărat că are nevoie de voi sau de altcineva pentru a face asta, este o persoană vindecătoare din natură. Deci e o persoană care poate să vindece foarte multe lucruri, foarte puternice foarte puternice legături cu șamanismul. Nu știu dacă este pur și simplu o persoană atrasă de asta sau există ancestori în această cultură, dar într-acolo se simte o foarte mare legătură. Da, ce mi se pare ciudat este că persoana asta întotdeauna pare ok pentru alte persoane. Întotdeauna această persoană, nu știu, poate să ajute pe ceilalți acolo pentru ceilalți. Pare destul de veselă și pare destul de ok, dar nu e deloc așa și pentru cei care, pentru care s-ar putea ca această persoană să pară cumva, nu știu, că se plictisește sau că nu face nimic sau că nu are grijă de sine și asta este pur și simplu dintr-un spațiu de durere sufletească în care este. Cu 8 de bâte, 3 de pentagrame și 5 de bâte, este ca și cum ceea ce deranjează cel mai mult pe această persoană este să piardă persoanele la care chiar ține. Nu suportă să stea foarte mult certată, este o persoană care dacă are ceva, o problemă cu tine, ți-o spune, dar după 5 minute îi trece, nu-i place când cealaltă persoană ține supărare. Este destul de greu ca această persoană să, nu știu, să se țină de propriile planuri de una singură. Dacă nu vede exact cu ce poate ajuta pe altcineva în momentul în care își face un plan, efectiv nu mai face. Și foarte mult o poate ajuta pe această persoană munca în echipă, dar cred că pur și simplu această persoană consideră că nu lucrează atât de bine în echipă, deși o face, dar gândirile noastre limitative ne cam blochează din când în când. Bun, hai să vedem niște temeri. Ce temeri are această persoană? Deschide-te într-un mod benefic, creator și înțelept față de ceilalți. Conflictul se transformă în instrument de evoluție dacă alegi să te servești de el ca de o pârghie pentru a veni în întâmpinarea celuilalt și a nevoilor sale, într-o stare de deschidere și fără dominare. Să nu-ți fie teamă să te opui, însă fă-o cu integritate, lăsând loc pentru ceilalți. Da, poate fi o persoană care fuge de conflict și care tace foarte mult pentru a nu se certa cu ceilalți. Și aici cred că e o problemă. Aici mi se pare ciudat, pentru că pe de-o parte simt o energie care intră tot timpul în conflict, dar care se teme de conflict totodată. S-ar putea ca pur și simplu această persoană atâta să se teamă de conflict cu abilitățile astea de manifestare până îl atrage mai mult în viața sa. Da. Și este ca și cum această persoană, încă o dată, este pentru ceilalți, dar nu se exprimă în ceea ce ține de sine. Nu face, pur și simplu, sau evită, sau spune foarte puțin. Depășește-ți frica stranie de eșec. Eșecul apare numai dacă tu îl anticipezi și apoi crezi în mod bizar în apariția sa. Crezi, așa. Dumnezeu te susține atunci când țelul tău este în mod dumnezeiesc, integrat și binefăcător, astfel vei avea parte de șansa de a trăi experiențe binefăcătoare și de a direcționa cu înțelepciune viața în lumina acestor experiențe creatoare. Bun, deci da, se teme de eșec, doar că această persoană cumva se setează singură pentru eșec. Nu este ca și cum face ceva cap-coadă din simplu fapt că nu reușește să gândească pozitiv. Respectă-ți granițele, respectă granițele celorlalți și refuză sub orice formă invadarea nefastă. Este o persoană care are probleme destul de mari cu ținerea limitelor personale. Are două moduri, fie extrem de sociabil, fie închisă total persoana asta și este teamă. Știu că poate să pară ciudat că este teamă de succes, dar așa se simte, pentru că aici, nu știu, e ca și cum crede că dacă ar avea succes, ceva negativ trebuie să se întâmple. Asta vine din programarea familială, din ce am învățat de-a lungul timpului, pentru că avem cartea care ne zice succesul binefăcător este pur și simplu și materializarea aspirațiilor tale. Un astfel de succes nu poate să te blocheze, nu poate să te afecteze. Ia aminte că reușitele tale benefice să nu-ți dinamizeze și să-ți amplifice orgoliul. Fă astfel încât să rămâi o ființă umilă, mereu amabilă și cât mai plăcută. Este o persoană care se teme că se poate transforma în sens negativ dacă, nu știu, ar avansa foarte mult și atunci își pune, fără să-și dea seama, foarte multe piedici în acest sens. Da, dar da, aceasta este persoana, dacă rezonează cu voi. Bun. Să vedem și mai departe la următoarele variante. Să punem. Varianta numărul 2. Părgășorul. Avem o persoană care poate avea tendința de a face anumite excese. Este o persoană destul de simplă, o persoană care nu neapărat ține atât de mult la ceea ce se consideră din punct de vedere al societății un musai. Este o persoană destul de prietenoasă în felul ei, doar că anumite persoane au tendința de a fi deranjate din lucrurile mici pe care le face această persoană. Nu este o persoană atentă la detalii, este o persoană care poate, nu neapărat că e neîngrijită, dar e o persoană care, nu știu, se îmbracă simplu, trăiește simplu, viața sa e simplă. Nu mi se pare ca și cum această persoană ar avea foarte multe preocupări intelectuale atât de dezvoltate, sincer. Hai să vedem alte trăsături. Artistul. Exprimă o dimensiune a vieții care este dincolo de cele 5 simțuri, inspiră alte persoane să vadă lucrurile într-un mod simbolic. Ok. Interesant. Inspiră energie creativă pentru a îmbrățișa lucrurile bune în viață, celebrează frumusețea în sine. Da, aici e o persoană care, nu știu, a treia carte legată de arte. Deci nu știu ce face această persoană, dar e o persoană destul de înzestrată într-un anume sens. Se bucură cu arta. Chiar dacă nu neapărat pentru toți, este o persoană profesională. De asemenea, un pic de atenție, pentru că această persoană poate avea tendința să fie de foarte multe ori superficială. Este ca și cum o persoană care are, nu știu, o abilitate extrem de mare de a se exprima artistic, dar ori nu o face suficient de bine, ori se limitează din diferite motive. Focusul său este în principiu de a se simți bine în moment. Este o persoană care nu neapărat are ambiții, poate să aibă un loc de muncă care teoretic ar solicita energie mentală destul de multă. Este o persoană destul de practică, este o persoană care nu știu, poate avea idei de cum să rezolve anumite lucruri, dar nu e ca și cum se gândește foarte mult la ele, nu e ca și cum, nu știu, e ceva învățat, nu știu, e ceva nativ, are o creativitate care îl ajută în rezolvarea problemelor, e ceva destul de specific. Dacă persoana asta nu e scriitoare sau nu pictează și nu face din asta bani, ar trebui să înceapă. Dacă sunteți în contact cu această persoană, are nevoie de încurajări, este o persoană care poate trăi un mod de viață mult mai lejer dacă face chestia asta cu arta. Nu știu ce va fi pentru toți în legătură cu arta, dar totuși văd această persoană extrem de talentată. În toate cărțile mi-a ieșit chestia asta. Deci, bine, în afară de inginer, care acolo e rătăcit și de unul singur. De asta zic că s-ar putea să lucreze cumva într-un domeniu în care nu are atât de mult spațiu de această creativitate, pur și simplu trebuie să gândească un pic mai mult lucrurile, dar nu cred că se simte neapărat încântată această persoană la locul de muncă, nu e ca și când i s-ar potrivi acel loc de muncă. Există o dorință foarte mare de transformare a vieții acestei persoane, dar este foarte confuză în legătură cu ceea ce va trebui să aleagă, pentru că această persoană este conștientă că dacă vrea să facă o schimbare, ei bine, cumva trebuie să se raporteze la societate și trebuie să aibă un loc de muncă standard și trebuie să fie premiat după cum sunt salariile în mod normal și se știe că, bine, cel puțin pentru cei din România, este un pic cam, nu știu, un pic cam mai mult nevoie de timp pentru a reuși să găsească un post care să-l mulțumească pe toate planurile. Dar este o persoană care cumva își dorește o schimbare, dar nu știe în ce direcție. Dacă această persoană conștientizați că își dorește această schimbare, propuneți-i să facă ceva creativ, indiferent ce face, nu contează ce face, nu pictează, face chestii handmade sau orice altceva, nu, efectiv nu contează ce, dar trebuie să facă. De asemenea, recomandații acestei persoane să se promoveze prin grupuri de Facebook, prin intermediul rețelelor de socializare, de gen TikTok sau orice altceva de natura asta, dar e o persoană care are tendința de a atrage lumina reflectoarelor asupra sa și o face fără să-și dea seama, fără să conștientizeze. Pot fi niște plasamente foarte puternice în legătură cu zodia Leu a acestei persoane, poate să fie o persoană care este în zodia Leu sau să fie în orice altă zodie, dar în toate casele care țin de recunoaștere publică, de carieră, de grupuri, acolo să aibă un plasament Leu. Sigur. Bun. Două secunde. Și o persoană care arată bine, e o persoană care, nu știu, vibe-uri foarte puternice de balanță, pam aici, de fecioară. Astea sunt de regulă niște zodii cu niște trăsături foarte, foarte fine. Taur, iarăși mai am aici. Găsește echilibru. Persoana asta trebuie să găsească echilibru între ceea ce este practic și ceea ce este artistic. De aceea cred că aici, pentru această persoană, să fie artist full-time, bine, nu din prima, pentru că e clar, are nevoie de timp, are nevoie să se facă cunoscută această persoană, să aibă încredere și chestii de genul, dar este o persoană care trebuie să-și folosească intuiția în legătură cu arta sa și trebuie totodată să aibă un spirit practic, trebuie să, nu știu, probabil ulterior va înființa o firmă și asta va ajuta această persoana să fie împământenită. Probabil, pur și simplu, chestia cu promovarea pe rețelele de socializare va ajuta foarte mult să fie foarte echilibrată în legătură cu asta, să țină echilibru între intuitiv și material, pentru că este destul de dificil. Am zis, energie mentală, strict mentală, în ceea ce ține de gânduri, în ceea ce ține de planuri, n-am atât de multă cât am intuiție și energie materială, dar problema este că pentru persoana asta este destul de greu să fie la echilibru. Este ori foarte axată pe material, ori foarte axată pe intuiție și ignoră materialul. Deci nu este nici cum o cale de mijloc pentru această persoană în acest moment și va trebui să-și găsească acea cale pentru a avea succes. De fiecare dată când iese din echilibru, ceva se întâmplă și lucrurile nu mai funcționează așa cum ar trebui. Și în momentul în care iasă din acest echilibru, poate sesiza că această persoană nu mai este căutată de persoane care ar vrea să colaboreze cu aceasta și pur și simplu este o pauză totală și până își regăsește echilibru și rămâne axat în fiecare moment și face toate acțiunile conștiente, până ce nu reușește chestiile astea, efectiv este ca și cum nu-i mai merge absolut nimic. Bun, vreau să știu ce este în neregulă cu această persoană. Este o persoană care se poate baza foarte mult pe cei apropiați și nu neapărat se bazează pe sine, uneori poate să pună mai multe responsabilități în spatele persoanelor apropiate. Este o persoană care poate spune că vrea să fie corectă, dar nu este întotdeauna atât de corectă pe cât vrea să pară, cu magicianul, iarăși abilități de manifestare, dar e ca și cum această persoană nu are încredere în ele, nu se deschide foarte mult, are o latură destul de spirituală, dar cumva nu este cultivată. Această persoană are nevoie de un pic mai multă cultivare pe rețelele de socializare. Nu, are nevoie de mai multă cultivare în legătură cu spiritualitatea. Și are nevoie să se ocupe de rețelele de socializare. Cu asul de săbii este ca și cum această persoană are nevoie de o claritate, de o clarificare, ceva care să fie interpretat ca un semn că ar trebui să facă asta și așteaptă un semn înainte de a face lucrurile. Cu îndrăgostiții, faetonul, regina de bâte și as de bâte, este ca și cum această persoană întotdeauna așteaptă o ghidare, așteaptă un semn, așteaptă ceva care să iasă în evidență și să-i se pară un semn divin pentru a începe lucrurile. Și când începe, nu începe din prima, mai durează până se apucă, până rezolvă, până termină și tot acămul. Dar da, în momentul în care crede că într-adevăr a prins semnul care trebuie, începe să se motiveze și să facă lucrurile mai repede. Dar întrebarea este: ce, Doamne iartă-mă, vede această persoană drept semn? Pentru că semne, sincer, cred că are mai multe decât vede și realizează de fapt. Dar asta este cu totul o altă problemă. Încă o problemă în legătură cu această persoană este faptul că poate avea tendința să stea destul de mult în casă și să nu socializeze atât de mult. Nu am atât de multă deschidere spre socializare, dorință de a explora noi teritorii sau dorință de a se mișca în natură, deci destul de greu cu astea. Și nu neapărat văd că această persoană să se vadă neapărat în cuplu. Adică poate exista o dorință foarte puternică a acestei persoane să se vadă în cuplu, dar în momentul în care este în cuplu, această persoană efectiv să fie destul de independentă, chiar dacă visele sale cumva se învârt în jurul unui cuplu și să nu neapărat să fie atât de implicate pe cât se pretinde a fi implicate, dar asta este cu tot o altă discuție. Ideea este că nu văd neapărat persoana în energie de a trișa sau ceva de această natură, pur și simplu persoana nu se implică atât de mult emoțional. Și asta e o problemă. Dar, da. Dacă voi vă așteptați ca această persoană să vă fie alături în ceea ce aveți voi de făcut, ca în greu. Este o persoană care nu se poate motiva neapărat pentru a-i ajuta pe ceilalți. Asta e o persoană artistică, dar e o persoană cu abilități artistice, dar cumva trebuie să le facă dintr-un scop egoist, pe când la persoana de la varianta 1 am avut o persoană care ajuta foarte mult. De asta zic aici, tot ce face această persoană trebuie să fie pentru ea, inclusiv într-o relație rămâne atâta timp cât este, totul în favoarea sa și nu neapărat face lucrurile de dragul altora atât de mult și de aceea abilitățile sale artistice îi prind foarte bine pentru că îi permit să trăiască viața așa cum își dorește, să exprime ceea ce experimentează și să câștige de pe urma asta. Cam asta ar fi idealul și tot ceea ce trebuie să știe această persoană, cam asta ar fi adevărurile dure în legătură cu această persoană. Nu e neapărat o persoană reintenționată, dar este un pic mai egoistă și un pic mai mofturoasă, să zic așa, și un pic mai nemotivată. Bun. De aceea, cumva, calea vieții, calea pe care trebuie să o parcurgă această persoană este una care, de exemplu, față de multe persoane va fi destul de lejeră. Este ca și cum această persoană nu trebuie să muncească foarte mult, această persoană nu trebuie să se străduiască atât de mult, trebuie să fie deschisă să-și folosească abilitățile și cumva banii pică de undeva. Nu știu cum, nu știu în ce mod, nu știu de ce, dar se întâmplă. Așa. Bun, și acum să vedem și pentru varianta numărul 3. Și am elefantul. Avem de face cu o persoană destul de serioasă, destul de implicată, destul de dornică de o familie. Această persoană este destul de înțeleaptă, inteligentă, are abilitatea de a lupta, deși nu își dorește acest lucru. Pentru unii dintre voi poate să fie într-adevăr o persoană un pic mai plinuță și... da... să vedem mai departe. Pionerul. O persoană care are dorința de a face ce nu s-a mai făcut. Este o persoană care, chiar dacă este într-un domeniu vechi, întotdeauna trebuie să vină cu ceva nou, trebuie să vină cu o revoluție, trebuie să vină cu o idee, trebuie să vină cu ceva peste toată lumea care a făcut deja chestia asta. Este o persoană care își simte menirea prin a aduce elemente de noutate, prin a oferi informații, prin a ilumina alte persoane, prin a veni cu tot felul de lucruri, tot felul de curiozități, tot felul de informații, lucruri de natura asta. Doar că are tendința în permanență să schimbe lucrurile, să schimbe domeniile, în permanență îi trebuie ceva nou. E o persoană care nu neapărat are răbdare atât de mult. Cavaler, o persoană loială, romantică și care poate să fie destul de, nu doar educată, dar dacă e bărbat, e un cavaler. Așa, o iubire de onoare. Este o persoană care iubește sincer, iubește, se implică, este grijulie față de ceilalți. Și își dorește foarte mult să trăiască o iubire extrem de romantică. E o persoană care îi plac poeziile, florile, toate lucrurile astea. Judecător, echilibrează justiția și compasiunea, făcând posibilă o distribuire a puterii în mod egal sau corect. Exorcistul, eliberarea sinelui și altora de impulsuri destructive. Ciudat. Ciudat. Paza pachetului de data asta. Nu mai înțeleg nimic. De ce zic asta? Pentru că anterior toate cărțile spuneau, mergeau într-o direcție, dar la modul în care zic asta este ca și cum persoana asta are de a face cu mai multe domenii. Nu știu dacă nu cumva simultan sau aproape simultan, dar este o persoană împărțită în foarte multe centre de interes și nu reușește să se implice doar într-un anume domeniu. De această persoană poate să fie implicată și în spiritualitate, și în marketing, și în afaceri, și în... nu știu, în Bitcoin, în venituri pasive, în dezvoltare personală, pictură, desen, dans, o grămadă de interese de acest tip și Bine, acum le-am dus pe toate cumva legate, dar nu știu, la prima vedere această persoană are niște interese care n-au nicio treabă una cu cealaltă și reușește această persoană să facă și să țese niște legături destul de interesante între toate aceste domenii de interes. Pe de o parte, această persoană poate să fie interesată de legislație, pe de o parte această persoană poate să fie interesată de spiritualitate, dar este ca și cum face câte puțin din fiecare, nu foarte mult, nu merge neapărat pe o singură direcție, cum am avut de exemplu anterior artistul. Aici avem mai degrabă de a face cu o persoană care este implicată în foarte multe activități, în foarte multe lucruri, nu este o persoană care să, cel puțin nu până acum, nu văd să aibă foarte multe cunoștințe sau să fie extrem de populară, este o persoană care se rezumă la un cerc destul de restrâns de oameni și care își vede de treaba sa, dar e o persoană cu foarte multe arii de interes și uneori uită să se mai și odihnească, are nevoie de odihnă, are tendința de a rămâne uneori în trecut în legătură cu schimbările ce se întâmplă în viață, să are nevoie de timp pentru a procesa anumite schimbări. Este o persoană care atunci când iubește, iubește foarte profund și este destul de greu să se detașeze de fostele iubiri și să se implice iar în situații noi. Este o persoană căreia îi place să planifice, dar nu știu cât reușește să se țină de această planificare, pentru că este ca și cum această persoană întotdeauna are o idee nouă, vrea să se apuce de ceva nou, vrea să creeze ceva nou, îi place să planifice, îi place să creeze programe, nu știu, orare, lucruri de natura asta, dar nu reușește să se țină de ele această persoană, pentru că are totuși un caracter destul de spontan. E o persoană care poate conduce, e o persoană care trebuie să conducă în diferite domenii, trebuie să vină cu noutăți, trebuie să se ocupe, trebuie să învețe pe ceilalți. Exact ce am zis, trebuie să vină cu ceva nou și să învețe pe ceilalți, să le ofere anumite lucruri, dar vine de pe urma efortului dedicat. Este genul ăla de persoană care se ocupă de multe domenii și aduce cumva noutăți în fiecare domeniu pe care îl atinge. Da, e acea energie de geniu, aș putea spune aici. De aceea nu prea reușesc să țin pasul cu toate interesele pe care le are această persoană și cu modul său de a acționa în general. Este o persoană care are un spirit artistic, nu zic nu, dar nu se ocupă doar de asta. Nu prea are treabă și timp doar de asta. De asta zic că aici am foarte multe preocupări, foarte puțină consecvență din partea sa, ce-i drept, dar e o persoană care studiază repede, are foarte multe de oferit, are nevoie de mai multă răbdare pentru a împărtăși mai departe ceea ce are de oferit și are nevoie din când în când de anumite încurajări, pentru că este ca și cum pe alocuri această persoană se poate să nu se simtă apreciată, pentru că toată lumea are de regulă un ritm mult mai lent față de cum are această persoană de a percepe și de a preda informațiile, astfel încât îi se pare ciudat că toată lumea rămâne un pic în urmă față de cum gândește și cum face lucrurile această persoană. De asta e bine să încurajați această persoană de câte ori aveți ocazia. Bun. Hai să vedem care sunt defectele acestei persoane. Se ocupă de multe lucruri, toate deodată. Nu prioritizează. E tot în funcție de interes. Nu este neapărat atât de mult planificat și să se țină de planurile făcute. De asta această persoană când muncește pune foarte mult efort pe spatele său. Este o persoană care are mult prea multe interese și mult prea multe arii de curiozitate pentru a reuși să le abordeze pe toate, dar totuși dacă ar păstra consecvența măcar într-unul, e o persoană care își poate crea o stabilitate financiară destul de puternică și independență financiară dacă asta își dorește, dar este ca și cum de fiecare dată când se apropie de țelul ăsta, cumva se sabotează și trece la altceva. De fiecare dată când are suficiente cunoștințe să învețe pe alții, să-i ajute pe alții, nu știu, să fie acolo efectiv pentru alții, de fiecare dată atunci renunță, atunci se satură, atunci nu mai vrea nimic cu domeniul ăla și trece la altceva. Dacă ar putea să aibă răbdare cu respectivul domeniu un pic mai mult, această persoană nu ar duce niciodată probleme de bani, pentru că este o persoană care are o minte atât de brici, de... Dar nu, Dar altă chestie, nu văd nimic legat de dragoste, ce, Doamne, mă se întâmplă, adică am zis mai devreme legat de asta, dar nu știu, ce face de dragoste, această persoană nu prea arată dragoste. E persoana care arată putere, care arată forță, care arată echilibru de una singură, care arată că se descurcă. E o persoană foarte independentă, e o persoană care vrea să demonstreze că nu are nevoie de nimeni și nimic. Mult succes dacă sunteți cu astfel de persoană. Pentru că este ca și cum în momentul în care vă ești și voi o lume mai dragă și vreți să faceți lucrurile să se întâmple și vreți, nu știu, să petreceți mai mult timp cu această persoană, exact atunci această persoană are o criză în care are nevoie să facă totul independent, să se descurce de una singură, să n-aibă nevoie de nimeni și să demonstreze tuturor ce poate. Da, destul de greu de interacționat într-o relație așa, dar cred că vă veți găsi echilibru. Ideea este că trebuie să aveți destul de multă răbdare, pentru că, na, e o persoană destul de interesantă, dar e și greu pentru această persoană să reușească într-un domeniu. Nu pentru că nu ar putea, ci pentru că are nevoie de un pic mai multă răbdare și dacă cineva nu este acolo să împingă, să motiveze această persoană, să fie ca un fel de coach personal, e foarte greu ca această persoană să-și găsească calea în viață. Sincer, în momentul în care această persoană este ghidată de cineva și cineva îi zice doar atât, du-te într-un domeniu și insistă în domeniul ăla, nu contează că este cel favorit de această persoană sau nu, dar o ține focusată acolo și astfel această persoană efectiv va scoate bani din domeniul ăla. Nu contează ce este, dar cineva trebuie să-i dea această direcție și această determinare. Trebuie să vorbească întotdeauna cu această persoană, să o motiveze, să zică, uite, ocupă-te de domeniul ăsta și doar atâta. Și persoana asta reușește să scoată bani prin metode ingenioase, dar dacă nu este nimeni care să ghideze această persoană cumva, se alege praful, pentru că este o persoană care are foarte multe domenii de interes, dar cumva, dacă nu este motivată într-o direcție, nu le pune cap la cap, nu e curioasă să facă asta, sau chiar dacă este curioasă, nu petrece suficient timp pentru a gândi lucrurile într-un stil mai practic. Și da, așa pot trece ani de zile pe lângă această persoană, dar cam asta e problema. Bun. Altceva momentan, sincer, nu-mi vine. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere!